Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. În viață, fiecare pas este important. Fiecare pas ne definește și ne duce pe drumul pe care îl alegem. Unele etape ale vieții sunt cruciale, ne marchează progresul, în timp ce altele sunt doar trepte pe scara evoluției personale. Privim cu încredere spre ceea ce urmează și educația este compasul tău în această călătorie. La Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad oferim programe academice de top și o comunitate care vă susține în fiecare pas al drumului vostru. Aici, tinerii pot să-și deschidă orizonturile, pot să-și dezvolte abilitățile și să-și exploreze potențialul, pregătindu-se pentru provocările și oportunitățile viitoare. Pentru că la UVVG nu doar vă pregătim pentru viitor, ci vă ajutăm să-l creați. Alegeți viitorul! Alege Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Având în vedere că au început lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe tronsonul 2 Bucla-Făt Frumos, circulația tramvaielor pe tronsonul UTA-Făt Frumos-Gai a fost oprită și se desfășoară cu ajutorul autobuzelor, care vor opri la stațiile de autobuz aflate în vecinătatea stațiilor de tramvai. Prin urmare, unele linii 3, 7, 18B, 1, 1B, 15, 6, 9, 11 au fost afectate. Urmare acestui fapt, liniile au fost redenumite 3A, 7A, 18, 18A, 15A, 1A, 9A, 11A și vor avea următoarele modificări. Liniile 1, 3, 3A, 9A, 11A și 15A vor avea capăt de linie Piața UTA. Liniile 18, 18A, 18B vor avea capăt de linie Capitan Ignat și vor circula pe traseul Capitan Ignat, Piața Romană, Podgoria, Bila și Retur. Linia 7, 7A va avea capăt de linie Capitan Ignat și se va circula pe traseul Capitan Ignat, Piața UTA, Podgoria, Bila și Retur. Liniile 1B și 6 se suspendă. Biletele pot fi achiziționate de la punctele de vânzare, automatele de bilete din stații, cât și prin aplicația mobilă Transport Public Arad. Ele sunt atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic. Pe suport de hârtie au o valabilitate de 6 luni de la cumpărare și 60 de minute din momentul validării în vehicul. Pe suport electronic au valabilitate de 30 de zile din data dorită și de 60 de minute din momentul validării în vehicul. Biletul poate fi folosit după validare pe mai multe vehicule atât timp cât se încadrează în cele 60 de minute. De exemplu, un călător care vine din Gai cu autobuzul și are acest bilet până la încadrarea în 60 de minute poate călători și cu tramvaiul cu condiția validării la fiecare urcare. Validarea la urcare în mijloacele de transport este obligatorie la toate titlurile de călătorie. Vă mulțumim! Este sezonul construcțiilor. S-a deschis cel mai mare depozit de agregate din Arad. Depozitul este situat în Arad, șosea Curticiului, kilometrul 4, la 1 km de centura Arad spre Șofronea. Avem disponibil la cele mai mici prețuri următoarele produse: piatră spartă, diverse dimensiuni, balast, nisip, pământ, toate tipurile de cribluri. Toate produsele dețin certificate și sunt de cea mai bună calitate. Oferim și transport pentru cantități mai mari. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0759837135. Vă așteptăm! Echipa Jackson Bazar. Vă salut, dragi iubitori ai sportului! Sunt Ioan Hamza și vă invit în această seară, această după amiază, dar este seară pentru că e toamnă târzie, la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Aici, în studio la Strada TV, am invitat pentru acest lucru, pentru tema de astăzi, trei persoane pe care vi le prezint imediat, dar până atunci să vă spun că joi, 7 noiembrie, s-a desfășurat în cartierul Ardean Bujac, mai precis pe Arena Botiș, turneul final al competiției, campionatul de fotbal al parohiilor Ahie Pescopiei Aradului.
Turneul la care protagoniste au fost echipele de jucători născuți între anii 2006 și 2014, grupați după vârste pe două grupe. Sferturile de finală, semifinalele și finalele la cele două grupe au strâns un număr impresionant de spectatori, acestea desfășurându-se simultan pe două mini-terenuri amenajate pe baza pe care v-am amintit-o puțin mai devreme. Despre istoricul acestei competiții veți afla mai multe de la invitații mei, așa cum am mai spus, am trei invitații aici, aș fi vrut să invit pe mult mai mulți, dar studioul nu ne permite, așa, preot Gabriel Streulea, inspector eparhial, sectorul cultural al Arhiepiscopiei Măscuzața Radului. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Constantin Buturugă, antrenorul echipei câștigătoare la categoria 2014-2010. Felicitări și bine ai venit! Bună seara, vă mulțumesc frumos, bine v-am găsit! Precum și Alexandru Buturugă, unul dintre jucătorii echipei câștigătoare. Bună seara! Bine ai venit, Alex! Alex îi spune ca sau da. Sandu? Alex, da! Bun. Vor fi două premii pentru cei care răspund cel mai repede și corect la întrebările concurs. O minge de fotbal rămasă de la emisiunea trecută, pentru că acolo n-a știut nimeni să răspundă la întrebarea pusă atunci. Și un tricou pentru copii, este pentru copii de la clubul de gimnastică din Arad. Bun. Înainte, știți foarte bine, înainte de a începe să discutăm, vă anunțăm colaboratorii emisiunii noastre, fără de care noi greu ne-am descurcat. Aceștia sunt Jackson SRL, cu depozitul de griblură, nisip și alte materiale de construcții de pe calea Curticiului, Mirada SRL, Harry Carr, cu sediul în cartierul Ardean Gai, strada Dunării, FC Basket UAV Arad, echipa arădeană feminină de suflet din campionatul nostru, României, Kia Look Motors, cu sediul pe strada 6 Vânători, MRM Arad, clubul de motociclist, club la care vă puteți înscrie pentru cursuri de viteză, enduro sau drag, Clinica Medical-Veterinară Dr. Raul Tătar, situată pe strada Făt Frumos, numărul 5. Mesajul colectivului acestei clinici este: ne pasă de fiecare animal, prietenul tău este în siguranță în mâinile noastre. SC Cas Dat Bit SRL din Arad, care vă oferă case de marcat, cantitate cântare electronică, cititoare coduri bare, marcatoare de preț, accesorii service. Aflat pe strada Ioan Alexandru, numărul 29. Și magazinul Ruris, care se află în apropierea, în cartierul confecții, în apropierea Universității Vasile Goldiș, dacă nu mă înșel, nu? Cristi? Vasile Goldiș și acolo? Da. Bun, aceștia sunt colaboratorii noștri, să trecem la treabă și îi dăm cuvântul celui mai proaspăt fotbalist prezent aici la noi în studio, lui Alexandru Buturugă. Felicitări, Alexandru! Mulțumesc! Așa, te rog să spui dacă... am uitat să spun că la acest turneu au avut voie să participe și jucători legitimați, da? Da. Bun. Ești legitimat la ceva club? Da. La CSS Gloria. Hai, prezintă-te tu. Pe mine o cheamă Buturugă Alexandru, sunt în clasa a 6-a, deși s-a născut în 2011. Da? Trebuia să fie în a 5-a sau a 4-a? În a 7-a trebuie să fiu. Așa, da. Și îmi place fotbalul. De unde ți-a venit plăcerea asta? Cum ai ajuns? L-am văzut pe tati că juca și mergeam mult la meciurile lui, dar n-am fost din prima. Prima oară mi-a plăcut basketul, am făcut judo, kickbox și după aia am văzut că îmi place deci și mie fotbalul. Deci te-a dus cu forța la meciurile lui, nu? Nu, am vrut eu. Și kickbox ai făcut? Da. Acum nu mai poți din cauza ochelarilor, nu se merge. Nu, n-are legătură. Da? Ochelarii ai luat să apare așa macho la emisiune. Nu, nu neapărat. Bine. La ce școală zici? Caius Iacob. Vreau să vă spun, și am descoperit din prima în discuțiile cu familia Buturugă, ei au un accent din ăsta, sunt veniți de peste dealuri, de peste Carpați mai încoace, da, da. Și văd că și Alexandru a moștenit, așa înțeleg, vorbește repede, dacă n-aș avea ochelari, n-aș putea să-l aud. Bine, nicio problemă. Bun, și acum să-l interogăm pe organizatorul principal și să-l felicităm neapărat înainte, pentru că a fost o muncă titanică. Ce am prezentat noi în știrea mea și ce ați auzit dumneavoastră a fost doar finalul acestui turneu. De la început mai demult,
cum a venit ideea? Este la a doua ediție acest turneu. Da, este a doua ediție. Cui a venit ideea și cum s-a întâmplat? Păi acum, în primul rând, bună seara. Pare ciudat așa că la o emisiune sportivă în care vedem și o minge de fotbal și un trofeu de la un campionat sportiv să apară și un preot în reverendă. Lipsește crucea. Crucea sper că o am în suflet. Toată lumea, nu numai. Și pot să spun că și fotbalul a făcut parte din pasiunile mele încă din copilărie. Și încă de mic jucam fotbal la școală, jucam peste tot. În Arad? Nu. Eu sunt deloc dintr-un sat din județul Arad, localitatea Agrișu Mare, comuna Târnova. Am jucat... Scuze că tot întreb. Am acolo un prieten care a fost învățător, Pascu Ioan. A fost în Arăneag. Arăneag, dar lângă Agrișu. Sat de lângă Agrișu Mare, da. Și Pribac. Pribac? Nici Pribac? Da, nu. Deja nu l-am mai prins. Dar știu de cine ziceți. Pribac Ioan. A fost colegi de clasă cu mine la liceu pedagog. Bun. Satul meu natal. Dar, paranteza închisă. Paranteza închisă, dar trebuie să recunosc că paranteza e mereu deschisă când vine vorba de satul meu natal, care mă leagă foarte mult sufletește. Bun. Și vreau să mărturisesc, dacă tot am deschis paranteza, că foarte, foarte multe din ideile de activități cu copiii și cu tinerii din județ, vă rog să mă credeți că multe le am de acolo. Datorită preotului care a fost atunci în Agrișu Mare, care a trecut la cele veșnice, Dumnezeu să-l ierte, părintele Solomon Mican, și care a știut foarte, foarte mult să aducă copiii pe lângă el în biserică. Știți cum am fost vorba mai demult, că oamenii principali într-un sat e popa, notarul și primarul. Și primarul, adică primarul și profesorul, dascălul. Și în multe din activitățile pe care le săvârșim în județ, în biserică, personal, cele care vin de la mine, foarte multe se trag de acolo. Adică copiii care merg la biserică, sunt mulți copii. Vă referiți la... Acum, la munca pe care o duceți aici. Da, bineînțeles. Nu. Dar îi atragem și cu fotbolul sau numai cu... Eu sper că îi atragem și cu fotbolul. Adică activitățile pe care le săvârșim în Arhiepiscopia Aradului, pe care eu le propun, se referă în primul rând la copii și la tineri. Avem concursuri între coruri de copii și tineri. De la 7 ani până la 18 ani sau chiar și mai mult. Concursuri între coruri de colinde, concursuri între coruri în perioada colindelor, concursuri între coruri de copii în perioada pascală, înainte sau după Paști. Și astea, vă spun sincer, că vin din biserica unde am copilărit, unde acolo foarte mult cântau copiii, ba la prohodul Domnului, Vinerea Mare, ba, bineînțeles, în detinatele concerte de colinde, și chiar cântări în timpul liturghiei, în timpul slujbei de duminică, din când în când. Bun, haideți să trecem la fotbal. Asta e paranteza mare. Ei, iar cu fotbalul, da, sunt un preot pasionat de fotbal și microbist. Nu spun acum la microfon cu cine țin, că nu vreau să supăr pe nimeni. Ba chiar te rog. Sunt și microbist. Am jucat fotbal, nu am fost legitimat. În afară de UTA cu cine? Nu am fost legitimat. În afară, acum sper că nu o să închidă nimeni Facebook-ul sau televizorul sau așa, cu Dinamo București. Oi. Sper că nu se ridică nimeni de la masă. Băi, iertăm că culori ca și UTA. Da. Și să revenim la ce ați întrebat. Această activitate am început-o anul trecut. Prima idee pe care am avut-o, eram preot la altă parohie, în parohia Șilindia, din protopopiatul Ineu, în Arad sunt preot la Catedrala Veche din anul 2020. Din 2014 am fost hirotonit preot și am fost până în 2020 preot în parohia Șilindia. Acolo jucam și acolo fotbal cu copiii, cu tinerii în sat. E adevărat că noi preoții între noi, în zona respectivă, organizam un fel de campionate. Adică ne întâlneam parohiile, câteva între noi, de neoficial. De mini-fotbal, da, neoficial. Copiii, era parohia Șilindia, parohia Agrișu Mic și mai multe parohii. Cu repriza a treia? Poftiți? Cu repriza a treia? Cu repriza 1, 2 și uneori și 3, da. Și la o conferință la protopopiatul Ineu, acolo eram preot, nu eram atunci inspector eparhial în Arhiepiscopia Aradului, a fost o conferință și preoții care au venit din partea Arhiepiscopiei, printre care și părintele Gligor,
Aduc aminte și părintele Mircea Proteasa, care acum, nu? Părintele Grigore e preot în Sfânt Nicolae Mic și părintele Mircea preot în Bujac, adică din de care povesteam înainte. Ei doi au propus, uite, în viitor vrem să facem un campionat de fotbal între parohii. Asta a fost în 2017 sau 2018. Lucru care nu s-a mai realizat, noi deja ne bucurasem și ne lăudam preoții, că noi deja organizăm, dar neoficial, între parohiile apropiate sau măcar între preoții care se cunosc mai bine și suntem mai apropiați ca vârstă. A trecut timpul, am fost numit inspector eparhial, am venit preot la Catedrala Veche. Vă spun sincer că n-am avut curaj din primul an să organizez, era și pandemia. Primele activități pe care le-am organizat au fost abia între coruri de copii. Și într-un final, în 2023, am luat aurul de coarne, cum se spune, și am inițiat acest proiect. La început, fără un pic sprijin, așa de... Fără sprijin. Nu neapărat fără sprijin, că nu e vorba de sprijin, un pic așa cu reținere din partea multor persoane, pentru că trebuie să recunoaștem. Deci n-ar fi compatibil? Fotbalul, da? Sportul e compatibil cu biserica, pentru că, zice, mens sana in corpore sano, da? Minte sănătoasă în corp sănătos. Și cred că partea sănătoasă a corpului se înțelege foarte bine cu partea duhovnicească. Foarte bine. Hai să trecem la fotbal mai direct, la turneul nostru. Că am iar turneul acesta, când l-am propus, la început v-am spus cu un pic de rețineri, dar apoi tot a fost în regulă. În prima ediție s-au înscris undeva la 60 și ceva de parohii. Unde s-a ținut în prima ediție turneul? În prima ediție le-am disputat pe trei terenuri. Terenul din Bujac, al parohiei Bujac, deci nu cel pe care am jucat acum. Am jucat două trei meciuri. Colegi, sau cum îi spune. Da, al parohiei Arad Bujac. Terenul Arena Botiș, unde am fost și anul acesta. Terenul din subcetate a CSS Gloria. Și terenul de la Șega. Și turneul final? Turneul final am jucat pe terenul din Bujac, al parohiei Arad Bujac, care acum a spus să numește trei colegi. Anul acesta, dacă tot vorbim de terenuri, am jucat tot în subcetate, la CSS Gloria, am jucat pe Arena Botiș, de care ați și menționat, unde am jucat, unde s-au desfășurat semifinalele și finalele. Și am mai jucat și pe terenul din Curtici, al echipei Frontiera Curtici, la propunerea primăriei Curtici, cărora le mulțumesc. Și oricum... Și care au participat și ei. Și care au participat și ei, da. Dacă tot suntem la participanți, putem să enumerăm echipele participante sau deschid eu acolo să fie mai simplu? Pot să enumerez, să enumăr, mă iertați, din memorie, dar acum nu o să le știu, că sunt undeva la 30 ceva de parohii care... Nu, aici, la turneul final. La turneul final? Da. Hai să vedem, categoria 2014-2010 au participat locul 1, parohia Arad Michelaca Veche 2. Așa. Locul 2, parohia Arad Bujac. Locul 3, parohia Arad Michelaca Veche 1. Și locul 4, parohia Curtici. Da, corect. Iar la categoria 2009-2006, locul 1, parohia Buteni. Da. Locul 2, parohia Ineu. Locul 3, parohia Căpâlnaș. Și locul 4, parohia Groșeni. Bun. Fiind inspector la Arhiepiscopie, sau cum se numește, Arhiepiscopia, da? Aradului. Ați obligat ca să facă aceste echipe pe colegii noastre sau au făcut ei de bunăvoie și s-au înscris? Păi dacă era vorba de obligativitate, era undeva la 200 de parohii înscrise. Nu, niciodată n-am obligat nici la concursurile între coruri, nici la concursurile de pictură sau cele care se mai organizează, nici la fotbal, n-am obligat pe nimeni. Bun. Noi propunem și de aici încolo vom reveni cei care doresc. Ca să pot să-i dau cuvântul și domnului Buturugă, dar până atunci citim niște mesaje care au venit. Constantin Vânci este unul dintre cei mai respectați antrenori de basket și descoperitor de talente. Așa, de talente la basket, dar feminin. Vă felicită, felicitări tuturor. Dominic, mulțumim frumos. Dominic Zunda, nu știu cine este, Sal, nu știu pe cine Sal. E un coleg de clasă. Da. Fine. Roxina Alinuț, Buturugă, pupici. Salutăm și noi pe Alin și pe ceilalți. Da, așa. Daria Anger, ciao. La toată lumea, poate, nu știu. Da. Așa, Daria Anger.
Darius Angel, Alex cu 3DX, te strigă. Mai mulți prieteni acolo și admiratori. Liana Ariana Oprea, felicitări tuturor, felicitări domnului părinte Gabriel Streulea. Mulțumim frumos. Nelu Iovescu, Iovescu este angajat la AJF Arad și are și o emisiune pe teme sportive cu TV Aradu, paralel cu a mea, dar miercurea. Emisiune plăcută, mulțumim Nelu și ție miercuri la fel. Roxin Alinuț, Forța Steaua, când ai zis de Dinamo. Vă spuneam că o să mă atrag dușmani. Flavius Popescu, felicitări pentru tot, părinte Streulea. Astea au fost primele mesaje. Stați pe, cu noi, pentru că vor urma și întrebările concurs, să câștigați așa mingea și tricoul care este acolo. Și îi dăm cuvântul domnului Constantin Buturugă. Prezentați-vă iar istoricul dumneavoastră sportiv. Da, bună seara din nou, 44 de ani, Constantin Buturugă, nu sunt antrenor. Părinte, nu părinte, părinte de copil. Sunt doar părinte de copil, da. Și la sugestia lui am venit la echipă. Bineînțeles că mai toată viața mea am jucat fotbal, această pasiune mi-a insuflat-o însuși tatăl meu. Și după cum se vede, eu am insuflat-o copilului. Ne enumerați și echipele la care a jucat? Sau ligile? De departe, nu a fost fotbal profesionist ce am făcut, pentru că am jucat până Liga a 4-a. Păi că ăsta e profesionist Liga a 4-a. Mi se pare Liga a 4-a, fotbal profesionist. În județul, Rapid Fetești. În județul? Ialomița. În Ialomița. Da. Rapid Fetești. Am jucat și pe afară prin Spania. Tot așa, echipe de noastră. Habla spaniol? Da, oarecum, mai ții minte așa, câte puțin. Și ce post a jucat? Două posturi, atât am avut. Mijlocaș stânga, atacant și când n-am mai putut, m-am lăsat pe spate, pe fund. Sunt acolo. Sunteți stângaci? Da. M-am lăsat pe central. Linia de fund. Pe linia de fund. Asta a fost până acum 4 ani de zile. Așa, acolo se ultima echipă efort la care am jucat, legitimat, a fost la Zădăreni. Mureșul de... Aici, da, lângă Felnea, da. Prima comună, cum ești din Aradu Nou. Exact, da. Mureșul Zădărene se numește. Acum. Acolo a fost ultima echipă. Din păcate am prins pandemia. Era Petrolul Zădărene sau cum era atunci pe timpuri. Din păcate am prins pandemia și nu prindeam decât foarte puține echipe cu care să facem antrenamente și a fost oribil. Chiar acum am fost duminică observator la un meci al Mureșului Zădărene disputat la Secu Sigiu. Da. Două comune vecine, cu scântei puțin, da? Tot timpul au fost așa, da, tot timpul. Bun. Mai aveți copii sau numai pe Nu, alții? El este singur. Și direct la fotbal, nu l-ați mai lăsat la sincer, pescuit? Mai zis că mi-a făcut K-box. Da, sincer, am încercat să îl lăsăm pe el să aleagă ce e cel mai bine pentru el. L-am îndrumat, pentru că trebuie îndrumat cu pași mărunți, dar mă bucur că a ajuns la fotbal. Vă ascultă, e cu minte? Foarte, foarte cu minte, foarte cu minte. Eu foarte cu minte, e un băiat de nota 10 și la școală, bursă, de merit, și adică sunt foarte mândru de el, chiar sunt foarte mândru. Bun. Cum vi s-a părut această idee, acest turneu biserică copii fotbal? Sincer, au o legătură pentru mine toate astea este trei. Ceva au o legătură. Ceva da. Pentru că dacă ajungem să credem în ceva, reușim. Și cu voia lui ajungem acolo unde trebuie. Asta le-am cerut și eu copiilor când am venit să-i antrenez în ghilimele, pentru că eu nu sunt antrenor. Eu doar i-am antrenat din punctul de vedere al unui fotbalist, fost fotbalist. Și le-am cerut, dacă credeți în voi și credeți în el, cu siguranță ajungem acolo, numărul 1. Și asta s-a întâmplat. Nu știu, dar nu mă scuzați, nu știu de ce mi-a dispărut. S-a luat curentul, Cristi? Cristi, ți-a luat curentul? Ce bă? S-a stins la mine. Da, deja nu-i bun. Discutăm și fără. Da, și știu întrebările pe de rost, de concurs. La unde am rămas? Vă ziceam despre a crede. Da. Am crezut în echipă, deși am văzut-o la început. Eu zic că ideea principală sau câștigul principal acestui turneu, nu neapărat spiritul de întrecere, ci educația, adică puterea de a te
abține, să înjuri, să... Adică, sunt și copii, că și de vârsta lui și de... Știu că am fost profesor 45 de ani și știu cum este și mai ales în școli, acum școlile mari, licee. Deci acolo s-a cam terminat cu asta. Mai mult părinții de pe margine strigau. Da, e, oarecum e diferit față de un campionat normal de fotbal. Pentru că acolo oarecum sunt nepermise înjurăturile să mai înjură și nu ar trebui. Dar motivația au avut. Și cu siguranță, de câte ori venea părintele la antrenament printre noi și era cu totul altceva. Adică era o senzație diferită. Mircea Bupte. Da. Era o senzație diferită pe care nu o vedeai dacă venea, cum e, ai fi o echipă de la primărie sau de la să vină cine. Nu, a fost o senzație diferită chiar și pentru mine. Nu mă așteptam. Bun. Puteți să amintiți niște colegi care m-au susținut și ajutat pe timpul acestui, chiar dacă rang superior, că nu pot să-mi dă. Sunt mai mulți. Acum, în primul și în primul rând, e binecuvântarea în al preasfințitului arhiepiscop Timotei. Apoi foarte multă susținere în activitățile cu tinerii am de la preasfințitul părinte Emilian Crișanu, episcopul vicar, care totdeauna m-a încurajat și... N-a putut să vină la turneu. Și apoi sunt ceilalți colegi, părintele Tiberiu Ardelean, care a fost la finală, a și vorbit la final, care e colegul meu la arhiepiscopie și coleg cu mine slujitor și la Catedrala Veche. Mi-a fost și profesor 2 ani la seminar, la Liceul Teologic, profesor de muzică, dar și el un mare microbist și o să vă spun, în cer iertare, tot un mare dinamovist. Ce? Este un clan acolo la dumneavoastră? Da, la noi umblă alb cu roșu, se înțelege, se înțeleg bine. Părintele Grigor, vă spuneam, el a avut ideea pe când, în urmă cu 5-6 ani, când eu eram preot la... Cu părintele Grigor jucam mini-fotbal în sală foarte, da. Vreo câțiva ani la rând. Da. El e foarte pasionat. Și știe. Și știe. Atunci părintele Mircea Proteasa, care chiar dacă nu mai este consilier al arhiepiscopie, mai departe are foarte multe activități cu tinerii și m-a susținut în foarte mult în ideea asta a organiza și o activitate sportivă între parohii, între biserici. Și mulți alți preoți, părintele Prună, Cristian, și cu părintele Liviu Iștoc de la Curtici, care de asemenea foarte mult m-au susținut. Ba chiar anul trecut am primit mesaje foarte multe părinte și la anul. Foarte mulți. Mi-e frică să mai enumăr câteva nume de preoți, pentru că mai mult ca sigur o să uit să enumăr pe toți cei care m-au susținut, m-au ajutat, au fost lângă mine. Anul trecut foarte mult m-a ajutat părintele Raul Pele de la parohia Radșega 1, care mergea și pe alte terenuri. Din cauza că erau foarte multe parohii, jucam paralel. Jucam și pe Bujac, și pe Șega, și pe Subcetate și atunci ne mai împărțeam organizatorii. Dar acum am ținut foarte mult să fie organizat într-un singur loc, într-o zi, ca eu să fiu prezent peste tot. Adică am văzut că e foarte important ca organizatorul principal să fie prezent peste tot. Am trecut, se putea să fie și mai bine organizat și atunci am hotărât ca anul ăsta să fiu peste tot. Și de asta, cumva, turneul de anul acesta s-a întins pe o perioadă destul de lungă. Adică am început... La început de octombrie, dacă bine țin minte, sau mai știu exact, în 10 octombrie mi se pare că a fost prima zi și am terminat, iată, în 7 noiembrie. Și cu familia Botiș, cum ați ajuns să colaborați? Păi cunosc de când sunt preot în Arad, am mai jucat fotbal pe acolo, pe Bujac și chiar zicea că domnul Sorin Botiș organizează și el tot felul de turnee, campionate de fotbal între copii și mi-a spus că dacă vreodată voi avea o inițiativă de a organiza un campionat de fotbal între biserici, el mă va susține. Iau și sprijinul colegului noastră sau care are acolo biserica? Păi da, acolo sunt două terenuri. Terenul parohiei, da. Unde desfășoară activitatea și domnul Sorin Botiș. Trei colegi, aș zicea. Așa, trei colegi, așa. Da. Și Arena Botiș, unde am jucat finala mare. Bun, mi-a revenit curentul la laptop, așa că mai putem să citim dacă primim mesaje și haideți să dăm un prim premiu, să scăpăm prima dată de tricou, să vă citesc și întrebarea. Așa, întrebarea este simplă. Fiți atenți la mine, cine răspunde cel mai repede și corect va primi acest tricou după emisiune, mâine, până vă dau eu telefon, dar vă reamintesc, singurul arbitru în
clasificare este telefonul. Dacă, deci aici semnalele vin cu întârziere pe laptop, ce vine pe telefon ăla luăm în considerare. De acord? Bun, hai să vedem. Cum s-a numit actualul stadion Șega, actualul stadion sintetic Șega pe vremuri? Ia să vă... Adică înainte de a fi Șega, cum s-a numit? Adică două degete și noi. Nu, o să mă uit dacă mi-apar aici. Nu știu, nu s-a mai întâmplat să se întrerupă. Nu aveți voie să, aceeași persoană nu are voie să răspundă de două ori. Se anulează amândouă răspunsurile. Așa. Acum mi-apare imediat. S-a întrerupt. Și uite că s-a întrerupt numai aici, s-a întrerupt peste tot transmisia. Bun. Am primit două răspunsuri corecte. Roxina Linuț Fulgerul, Emil Sapungiu Fulgerul. Acum voi stabili la sfârșitul și trimit și poza cu organigrama care mai pare mie aici, ca să nu ne certăm. Deci unul dintre cei doi, Roxina Linuț, este colega tău? Da. Da? Și Emil Sapungiu. De unde știi, Roxin? Cât să ne are? Pe vremea lui tot nu era el pe vremea Fulgerului, poate i-a șoptit. Păi el juca la UTA și de aia, cred că... Ah, da. Uite, Roxin mi-a scris că s-a întrerupt. Peste... Mihai Cofan, ce concurs facem? Să-i spun, Mihai, avem două premii aici pe masă, dacă le vezi, un tricou și o minge de fotbal. Pentru fiecare premiu există o întrebare. Care răspunde cel mai bine și cel mai rapid, nu cel mai bine, ci care răspunde corect la întrebare și cel mai rapid, va primi, răspunde bineînțeles pe tastatura voastră acolo, va primi acest premiu. Un premiu s-a dat deja la unul dintre cei doi, Emil Sampugiu sau Roxin. Roxin știe de la bunul meu, după ce scrie rapid, discutăm rapid cu ea. Uh-huh. Deci am rămas la Botiș, nu? V-ați înțeles pe toată perioada cu ei ca lumea? Da, și foarte cu Sorin, bine. Și foarte, cu... Și cu Sorin, foarte și cu harmi, domnul Petre, Paul Barta, da? De la CSS Gloria, foarte bine. Cu domnul primar și domnul viceprimar de la Curtici. Deci am întâlnit oameni extraordinari. Vorbeam de părintele care lucrează la biserica din Bujac. Da. Mai lucrează și acum este... Da, preotul care... Da. Părintele Mircea Proteasa, care e preot paroh la parohia Arad Bujac. A fost acolo discuții cu terenul, că nu... A, nu, eu din câte știu, adică știu sigur, de fapt, de la părintele, că terenul Trei Colegi, așa numitul, da, e terenul parohia Arad Bujac, și dat, adică își desfășoară activitatea... E voie să facă... Există tot felul de acte de-astea, da, nu știu să vă spun detalii. Nu. Bun. Dar există acum să dai în folosință un teren sau... Domnul Buturugă, vă ascult, spune-mi. Așa. De ce nu v-ați făcut antrenor dacă ați jucat? Ce meserie aveți acum? Sunt doar șofer. Șofer. Pe tiruri? Nu, ride sharing. Ok. Nu, n-aș zice nu, dar nu e vocația mea să fiu antrenor. Eu am fost fotbalist. De ce, sunteți prea apric cu ei? Sau? Nu, am fost doar fotbalist, nu îmi place să fiu antrenor. Eu am venit, v-am zis și mai devreme... Ținut aveți, dacă, da, copil talentat. Nu știu dacă v-am zis și mai devreme, dar eu am venit doar pentru că mi-a sugerat copilul. Tati, ai vrea să ne antrenezi, că nu avem antrenor. Și am zis că... De ce să nu? Să supravegați acolo echipa? Nu, da, nu să supravegați. Să le arăt din punctul de vedere a unul fotbalist, ce are de făcut în teren, pentru că mulți nu știau. Și am învățat foarte repede. De-aia am ajuns sus. Alex, voi pe cine aveți profesor de sport acolo? Am avut pe Mircea Gligan. Nu pe cine acum... ați avut, pe cine aveți? A, pe Badea Cătălin. Și nu se pricepe la fotbal? Nu vă lasă să jucați fotbal? Ba, ne lasă, dar nu se pricepe. Vezi că merg la școală mâine. Gata, ești. Mai e 10 la sport. Nu e frumos să spui asta. Nu, nu-i domeniul lui. Dar nu joacă, nu-i domeniul lui. Ce? Nu știi ce sport a practicat sau? Nu. Nu. Pentru că aici, când am fost profesor la Regina Maria, generală 12, se numea atunci, am avut doar terenul ăla de handbal, de beton era. Nu am avut sale. Și de acolo
Vasile, doi sau trei deja au jucat și Liga 1 la UTA. Am avut clasă specială de fotbal. O, nu vreau să mă n-am. Bun. Haideți să revenim la fotbal și arbitrajul, cum vi s-a părut. Că au fost câțiva, mai ales acum... cei de la, nu știu de unde au fost, din acolo pe terenul mare, cam ciripit un pic. Știți cum e? Pentru arbitraj și cu ocazia asta vreau să mulțumesc iarăși domnului președinte AJF și vicepreședinte CJA, domnul Răzvan Cadar. Și anul trecut și anul acesta, din prima discuție, am avut susținere foarte, foarte bună din partea dânsului și el m-a ajutat ca să am asigurat arbitri pentru fiecare meci. Mai ales că anul trecut erau nevoie de 6, 7, 8 arbitri deodată. Anul acesta era nevoie de 2 arbitri în fiecare zi, dar n-a fost ușor. Arbitrii, știți cum sunt arbitrii? De la bun început, când am discutat cu ei, toți au fost de bună credință. Nu fiecare s-a pus, cu caracterul. Niciodată nu s-a pus problema a avantaja pe cineva sau a dezavantaja pe cineva. Până la urmă, uitați-vă și în Liga 1. Buzunarele pline. Da. Uitați-vă și în Liga 1 și uitați-vă și în Champions League. Da. Sunt oameni. Sunt oameni și greșesc. Din păcate, și acum iară intru un pic în duhovnicie, dacă îmi permiteți, da, sigur. Foarte des noi ca oameni poate cerem prea mult de la celălalt și considerăm că atunci când greșesc că sunt oameni, uneori considerăm că sunt malefici. Lucru care nu e adevărat. Că o fac intenționat, nu? Uitând să ne uităm spre noi. Nu ne uităm spre noi, că și noi uneori greșim, facem greșeli, nu cu voia. Nu, iartă cele de voie și cele fără de voie. Acum, și arbitrii sunt oameni. Da, cu toții greșim. Și cu toții greșesc. Săracii au fost greșeli pe care le-au făcut toate neintenționat. Sigur că acum sunt păreri și păreri. Bineînțeles că întotdeauna când se greșește împotriva echipei mele, a fost un lucru intenționat. Așa spunem întotdeauna. Și vă mărturisesc un lucru. Eu, ca organizator, am avut și o echipă de fotbal, Parohia Arad Centru, Catedrala Veche. Nu sunt eu preotul paroh al Parohiei Arad Centru, părintele Petcuț Flavius, preotul paroh. Da, cu suflet ați fost de... Dar eu am organizat echipa. Și bineînțeles că n-am putut să mă ocup foarte bine de echipă, că eram cu organizarea. Dar aia nu înseamnă că nu m-aș fi bucurat ca echipa mea să câștige turneul. Bun. Echipa mea în grupe, de exemplu, avea 3 puncte și mai avea nevoie de un egal. Scorul a fost 0-0. Domina jocul total, echipa mea, total. Și la ultimele secunde, cel mai bun jucător al meu a fost eliminat. Pe bune? Nu știu. Uite, un răspuns foarte bun. Nu știu. Nu pot să mă pronunț. Așa era răspunsul. Nu pot să mă pronunț. Pentru că, acum scuzați că vă întrerup, nu cred că unul de acolo, din zona aia unde au fost meciurile, în afară de Răzvan Cadar, mă gândesc, n-au știut mai mult. Nu știu mai mult regulamentul decât cei doi care au fost. Și regulamentul ăsta nostru, legile jocului, se schimbă la an, la an. Acum, încă o dată, sunt oameni. Deci nu știu dacă a fost meritat roșu respectiv. Asta s-a hotărât. Normal că m-am necăjit, că e echipa mea. Mai grav a fost că după ce a fost eliminat, cel mai bun jucător al meciului, am și luat gol în ultima secundă. Și am pierdut calificarea din grupe. Aici e grav. Bun, nu m-am certat cu nimeni, n-am reproșat nimic nimănui. Mai ales că a fost un arbitru de 17 ani, mi se pare, un tânăr, dragul de el. El chiar a încercat să facă lucruri bune. Nu a avantajat pe nimeni și putea să mă avantajeze pe mine, pentru că fiind organizator, mai uite, echipa lui, fac cumva să fie bine. Nu, a arbitrat corect, asta a văzut el, asta a apreciat, nu l-am condamnat, a mers înainte și așa mai departe. E foarte trist că ne supărăm, nu știu, dar prea repede. După aia ne revenim. De tot timpul, de obicei, se gândesc, mă, putea să fie așa dacă n-ar fi greșit. E adevărat, acum, Dorinel Munteanu, că e vorba de faza golului cu parohia respectivă. Dorinel Munteanu a dat gol în 96 cu România-Bulgaria, mingea a intrat în poartă și apoi a ieșit în poartă. Da. Noi tot la asta ne gândim că dacă ar fi fost gol, nu era sistem VAR, nu era nici măcar, nici arbitru care să vadă. Aici la Bujac ați avut sistem VAR, eram pe margine. Da. Vreau să cer scuze telespectatorilor, tot mai apare și pe ecran foarte des că se întrerupe semnalul video și după aceea revine. Pare rău, nu este vina noastră,
Până între timp ne-a mai scris, ne-a mai transmis felicitări Iana. Iana este a fost jucătoare de tenis actuală, actual antrenor de tenis. O salutăm și noi. O știți? Da, da, da. Da, da. Da. Te salutăm, Iana, și a jucat și fotbal. Super, da, știi și fotbal, da. Toate le știți. Deci, am chemat oamenii potriviți aici atunci. Bun. Ce planuri aveți pentru anul viitor? Va fi a treia ediție? Să sperăm că da. Adică preoții au insistat să organizăm și anul viitor. Sunt preoți care n-au participat anul acesta și mi-au promis că vor anul viitor dacă se organizează. Deja m-am gândit că pe anul viitor, dacă tot o să fie bine și Dumnezeu rânduiește cum trebuie, să organizăm în luna mai, când mai la finalul anului școlar, când ziua este puțin mai mare, ca da. Acum ați văzut în ziua finală. Deja era frig seara. Era deja rece, da. S-a și întunecat destul de repede. Deci cu ajutor de sus și cu râvnă de jos. Am o întrebare așa mai deosebită, dar până atunci vreau să spun telespectatorilor că trebuie să tăiem din emisiune puțin, pentru că aveți slujbă sau unde trebuie să ajungeți. Da, o altă activitate. Ne cerem scuze, alte date ține mai mult și alte date când? Atunci când hotărâți să vă faceți o echipă alcătuită numai din preoți. De ce și, nu? Numai puțin. Să fac acum campionate, cam în fiecare an, echipa poliției, cu echipa celor de la penitenciar, nu cu cei închiși, cei care au grijă, face mai multe de-astea de echipe și de ce nu? Echipa profesori, de profesori? Nu știu, sincer vă spun că n-am auzit. Echipa șoferilor, puteți să vă... Sunt într-adevăr, da. Da. Și nu chiar, ba, 7 plus 1, nu 5 plus 1, da. Ați avea 7 plus 1? Cum să nu? Da? Păi vă spun sincer că acum, într-adevăr, ultima vreme nu prea m-am mai dus, că am avut o problemă la genunchi, dar perioada destul de îndelungată, până în ultimele luni, în fiecare vineri seară, mai mulți preoți și câțiva tineri din parohii ne strângem și jucăm fotbal. 3-4 echipe, depinde. Bun, deci, haideți să dăm și mingea, să ne scăpăm de mingea. A doua, a fost emisiunea trecută, n-a câștigat-o nimeni, sperăm că acum. Atenție! De-aia, ca să vă dau și timp de gândire, întrebarea este următoarea, stai să o caut ca să fie exact, să nu greșesc, așa, o să vă arăt și un desen. Până nu se întrerupe iar, așa, uitați aici. Cristi, poți să apropii cumva? Unde să ține așa? Se vede. Este un teren schițat pe hârtie. Câte unghiuri drepte se găsesc la finalul unui proces de trasare a unui teren de fotbal? Deci câte unghiuri drepte se găsesc pe un teren la finalul procesului de trasare a unui teren de fotbal? Hai, repede. Până atunci... să ne spui dacă vei continua cu fotbalul. Așa am de gând, da. Da? Dar în paralel cu școala, nu? La ce ești mai bun la școală? La ce disciplină? La engleză și la sport. Na, și-ți plac ție, dar la ce ești mai bun? La asta, la engleză și la sport. Și astea două și îți plac cel mai mult? Da. Da. Mai engleză faceți limbă străină? Și franceză. Și franceză. Matematică nu-ți place, nu? Uite, într-un coș sunt 3 mere verzi și 3 roșii. Câte mere sunt în coș? 3. Nu știu, e un blând. Că instinctul spune 6. Alea sunt roșii, părădăici, nu? Sunt 3 mere verzi și 3 roșii. Bine. Dacă mai vreți să ne spuneți ceva, domnul Constantin? Da, eu aș dori să transmit un mesaj de ajutor. Din păcate, noi, ca și echipa acolo la școala 22, ne antrenăm doar pe un teren de ciment. Mai să revenim. Ce înseamnă echipa școlii 22? Înseamnă adus de la UTA, adus de la... Adus de peste tot. Noi acolo, din păcate, din fericire... Este obligatoriu să aibă domiciliu în zonă? Da. Și să fie elev la școala respectivă? Și să fie și elev. Deci nu are legătură cu parohia. Din zonă, nu. Din zonă. Mm-hmm. Și... ni se permite doar acolo, momentan, să jucăm, nefiind acoperit, plouă, ninge, și pe perioada asta, mesajul meu e dacă ar fi cineva dispus să facem meciuri amicale sau ne poate ajuta cu altă situație decât cea de
decât cea actuală, pentru că e frig, nu le vine copiilor să vină pur și simplu. În sală să jucați, nu? Să jucăm în sală sau, da, altă variantă nu cred că e. Sala e cea mai bună. Da. Acum întreb, la acest turneu al parohiilor, este obligatoriu elevii, jucătorii să facă parte din parohia cartierului unde, pe care o reprezintă? Da, în mod normal, da. Acum știți cum e, în oraș un pic mai greu să faci treaba asta, pentru că fiecare parohie, într-adevăr, are arondate câteva străzi în funcție de zonă, dar în oraș oamenii se duc de obicei la biserica unde se simt mai bine și atunci e greu să faci. Foarte greu, adică și la Micălaca, cea din parc, Micălaca veche 2. Poate să meargă un găian acolo. S-ar putea, da. Deci poate merge acolo. Vreo 5 biserici. Ortodoxă numai una. Nu, adică ortodoxă. Nu, Biserica Ortodoxă Română și Sârbească există. Nu am zis ortodoxă, am zis sunt 5 biserici, dacă nu mă înșel. Da. Adică sunt două ortodoxe, românească și sârbească. Și mănăstirea. Plus mănăstirea, da. Gai, că veniți, ziceați de Gai. Da. Catolică, după aia este romano, sunt mai mult. Nu știu cum îi spune, lângă Bidi, care este... Nu știu să vă spun. Bun. Deci, nu deci e vorba de o parohie care să aibă copii și tineri care preventează sau merg la biserica din zona respectivă. Bun. Roxina Linuț spune, domnul, nu contează unde ne antrenăm, deoarece suntem cei mai buni. Da, mulțumim. Da, dacă să fii cel mai bun, trebuie să te antrenezi. Ianis Baltac, cel mai bun. Iliana Ariana Oprea, felicitări pentru această emisiune frumoasă. Mulțumim. Ați participat și dumneavoastră, ne-ați ajutat. Eu vreau cu dânsa. Andreea Grecu, 32 de unghiuri, bun? A, e bun? Asta este. Mami. Am aici și alte... Ia uitați-le, dacă le vedeți. Mai jos. Mai jos. Le-am notat acolo, dacă se vede scrisul cu pixul. Nu? Nu. Deci sunt 32 de unghiuri. Drepte. Bun. Pentru că s-ar putea să vă încurce bările de la poartă, dar acolo nu-i trasare, acolo este poziționarea bărilor. Și cam atât. Cine Andreea Grecu? Cine mai credeți? N-ai șoptit răspunsul? Nu. Dar nici n-ai știut, nu te-am întrebat. Bine. Dar numai, nu e Andreea Buturugă? Nu, că nu suntem căsătoriți. Da. Bun, felicitări! Are cine să ducă mingea acasă, numai tot care eu până în Gai. Bine, cam aceasta a fost emisiunea asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Îmi cer scuze telespectatorilor pentru momentele, nu prea se întâmplă, de întreruperea semnalului. Vă aștept și să discutăm și numai preoțimea despre fotbal. Cu cine ține, fiecare să vină cu argumente, de ce așa și de ce, unde au jucat, dar mi-aduceți mai cei care au jucat, nu mi-aduceți care trag clopotele. Da. Bine. Mulțumim pentru invitație. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim. Și sper să ne vedem. Vă felicit încă o dată. Mulțumim. Să dea Dumnezeu să... Bine. Vă mulțumesc și noastră, stimați telespectatori. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Mai citesc un mesaj venit acum. Așa, Liana Ariana Oprea, felicitări tuturor copilor și tinerilor, felicitări domnului părinte Gabriel Streulea, Mircea Bupte, felicitări copii și antrenori. Eu zic să felicităm părintele și... Părintele Mircea Bupte, chiar preotul paroh, al echipei câștigătoare. Mulțumim, da. Mulțumim. Doamne ajută, sau cum se spune. Sau română. Eu zic să le mulțumim și organizatorilor de acolo, adică proprietarilor acelei baze sportive, pentru că am uitat să vă spun, a fost și un ceaun după... Da. Și mulțumesc părinții, domnului Sorin Botiș și domnului Petru Botiș pentru tot ce au făcut pentru noi. Și plus oficialităților care a fost acolo. A fost Alexandru Benga, capitanul echipei UTA. Căruia mulțumesc din suflet că a fost prezent. Sigur. Bun. A fost o emisiune deosebită pentru mine și încă o dată vă mulțumesc. Vă dau întâlnire lunea viitoare la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Până atunci aflați tema sâmbătă la promo pe care îl veți vedea pe Facebook. Numai bine!